în călăuzire și în umblare? Și cât umblați prin firea pământească? Că-și vine cântarul, zice Dumnezeu, Doamne. În curând voi cântări biserica. Da, Doamne. Ai minte, Doamne. Și dacă voi găsi ușor, ce veți zice, ce veți face? De aceea luați o hotărâre și hotărâri noi. Umblați prin Duhul și călăuziți de Duhul și mulțumiți. Căci iată, zice Duhul Sfânt, cine va putea să stea înaintea Sfințeniei mele? Înaintea judecății mele, zice Duhul Sfânt. Că cel rău vă cere la cernere. Și atunci se va vedea cât ați umblat prin firea pământească și cât ați umblat prin Duhul. Dar astăzi vă dau o șansă. Să vă întorceți, să vă judecați și să luați o hotărâre aceea de a vă smeri și de a umbla. Călăuziți, zice Duhul Sfânt, și nu având păcatul neglijenței și a nepăsării. Că și acesta se pune în cântare. De aceea, zice Duhul Sfânt, în marea mea iubire față de voi, vă atrag atenția și vă chem cu gelozie sfântă să mă urmați, să vă întorceți, căci eu vă pot completa toate lipsurile, ca să vă ridic la o stare plăcută, sfântă, zice Duhul Sfânt, ca să treceți de acest cântar care vă stă în față, căci nimeni nu va scăpa. Și eu sunt drept în cântărire. De aceea, zice Duhul Sfânt, am hotărât ca din iubire să vă vorbesc. Sunteți pe ultima sută de metri. De aceea, zice Duhul Sfânt, nevoiți-vă, căci eu sunt sfânt și vin curând să iau ceea ce este al meu. Amin.